Licoare din România face furor printre străinii care stau la coadă ca să o cumpere. Băutura este prezentă la unul dintre cele mai mari târguri de produse tradiționale din Europa, iar producătorul ei este tare mândru de ce a realizat. Potrivit acestuia, turiștii sunt nebuniți de parfumul și gustul pălincii. Această băutură din Bihora cu cerii Germania este vorba despre pălinca trămuța, ambasadoarea Bihorului la unul dintre cele mai mari târguri de produse tradiționale din Europa. Nemții stau la rând pentru un produs 100% românesc, Florian Chișe, fiind singurul reprezentant al județului său la evenimentul din Berlin. El își prezintă cu mândrie licoarea magică pe care o produce de foarte mulți ani. Niciodată nu a dat greș pălinca sa, reușind să-i nebunească pe vizitatori. Pălinca trămuța este ambasadoarea Bihorului la Târgul Verde din Berlin. Orășenii adoră astfel de produse 100% românești și chiar stau ore în șir la coadă ca să o procure, susține Florian Chișe, singurul reprezentant al Bihorului, la unul dintre cele mai mari târguri de produse tradiționale din Europa. În ultimii ani nu a fost târg tradițional în România la care Bihoreanul să nu participe și să nu fie mândru tare de produsul tradițional pe care îl produce de atâta timp. Pălinca de Bihor, botezată trămuța după porecla familiei din sat, este vedetă în Europa. Florian Chișe s-a obișnuit să stea pe același pierestal cu mii de producători din toată lumea, fiind foarte bucuros când vizitatorii vor să guste din licoarea sa magică. Ori de câte ori vorbește despre participarea la Târgul Verde de la Berlin, producă totul român se emoționează. Are și de ce, pentru că Florian Chișe este singurul bihorean prezent acolo. Cât despre formula de preparare, acesta a explicat că băutura este învechită în vase de duț sau stejar. Deși a încercat să muncească în mai multe domenii, până la urmă tot de a transmisă din tată în fiu se ocup. În satul bihorean Tulca, unde se află cazanele pentru această tărie, familia lui Florian Chișe are o tradiție de peste 100 de ani în producerea pălincii. Relatează playtech.ro